Iată, în prezența ministrului pentru consultare publică, nu imaginez ceva mai de comunicare decât un astfel de minister. Ne bucură apariția lui și vom ruga pe doamna ministru să ne vorbească deschidere despre prioritățile instituției pe care o conduce, după care discuția va fi, evident, liberă. Rugămintea mea va fi să ne prezentăm pe măsură ce vom avea diferite întrebări. Iar pentru colegii noștri din țară care ne urmăresc, dacă vor să ne adreseze întrebări, există acel spațiu din chat, vom putea citi întrebările, vom încerca să răspundem în timp real. Încă o dată, mulțumindu-vă că ați venit, îi dăm cuvântul doamnei ministru. Bună seara și să-mi spuneți cum preferați, dacă pot să stau jos așa seara și dacă îmi permiteți, și cu mâinile la spate, da? Dacă îmi permiteți, am să iau loc. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și vă datorez în primul rând scuze pentru săptămâna trecută, când știu că m-ați așteptat, urma să ne vedem, respectiv știu că unii dintre colegii dumneavoastră veneau chiar din afara Bucureștiului pentru discuție. Din motive obiective n-am reușit să ajung și vă datorez scuze pentru acest lucru. Sunt onorată să mă primiți pentru că realmente am venit la dumneavoastră să învăț și să schimb câteva elemente față de ceea ce ne-am propus noi, să și conturăm ca și strategie. Și mă simt onorată să ascult părerile dumneavoastră vis-a-vis de cele câteva repere pe care mi le-am stabilit. O echipă mică, o echipă foarte energică și cu foarte